apropo de stabilirea unui... Apropo de violență și caracter malefic. Asta mie mi se pare justificări. Sunt așa, nu sunt așa. De ce trebuie să dai toate explicațiile astea? Hai ca să-ți explic de ce. Să ne fie clare ca poi mâine să nu apară o scenă de gelozie, de exemplu, sau o acuză de nu știu ce fel, fiindcă noi venim după 7 ani de discuții. Armonizarea într-un cuplu nu e întotdeauna una rapidă, alteori nu e deloc, alteori se întâmplă pe parcursul timpului. Noi am crezut în această a treia versiune. Se întâmplă pe parcursul timpului. Ați și atunci crezut. Și atunci am zis, în loc să ne despărțim, hai să punem lucrurile ușor, 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 unul câte unul la loc, împreună. Pentru binele copilului, pentru binele nostru, dar să le avem clare, ca mâine, să nu ne întoarcem asupra unor chestiuni deja discutate, fiindcă am pierde timp, energie, ne-am irosit în aceleași explicații și atunci am făcut, prin câteva întrebări simple cu răspuns da și nu, un set clar de lucruri asupra cărora să nu mai revenim niciodată, de aici a înainte. Femeia știe că revine mereu la nu a revenit. Lucru. Vreau să spun că, uite, ea a avut un gest de demnitate incredibil. M-au sunat foarte mulți oameni din presă și pe ea la fel, în urma acestui gest de demnitate pe care l-a avut în vara aceasta. Ea a publicat pe contul ei de Facebook o scrisoare în care își recunoaște. Își recunoaște niște lipsuri. Carențe, niște lipsuri, da, tot aia înseamnă, manifestate în interrelaționarea cu mine, ce altora le-ar fi arătat totuși că ar fi fost pozitive. Adică a fost un gest aproape unic. Eu cel puțin nu am mai văzut. A fost extras din ceea ce noi ne-am scris în sute de pagini în 10 ani de zile și am zis, hai să facem o curățenie totală. Asta cu scrisul e tare. Zic, hai să facem o curățenie totală, ca să nu mai vorbim mâine că am zis că n-ai zis. Mal, știi cum e. Ai văzut? Da. Hai să ne fie clar. În momentul acela, ea practic și-a aruncat toate armele în ocean. Din momentul acela, Angie este alt om. S-a dezgolit. Deci a funcționat terapia asta. Din momentul ăla, Angie este alt om. Tu ești alt om acum, după ce ai spus toate lucrurile astea pe care le aveai pe suflet? Legate de părinți Absolut. Sau de Angie? Legate și de Angie și de părinți. Nu, legate de Angie totul este în regulă. Legate de părinți? Legate de părinți însă, eu încă mai am lucruri asupra... Nu, no, da, încă e scrisoarea deschisă, deci, da. Nu s-a închis încă scrisoarea, încă că se va închide. Lasă-mă să răspundă, te rog. Încă eu sunt în arenă și mă lupt cu toate acuzațiile ce mi-au fost aduse. În perioada următoare, exact cum spuneam la început, este mult mai greu să faci ordine după ce cineva ți-a răsturnat ție masa aia acolo, să pună la loc, să lege da, toate alea. E mult mai complicat. Iar eu acum iau fiecare acuză ce mi-a fost pusă în cârcă și o explic exact cum v-am explicat cu asistenta, procesomană, despre care doamna Monica Pop poate oricând să vă confirme. Perfect. Un minut, trei minute, aș vrea să intrăm în legătură telefonică cu cineva care dorește foarte tare să intre în această seară, pentru că a trăit aceeași experiență și este alături de Călin. Bună seara, Izraela! Din păcate n-avem decât 3 minute pentru că am vrut să-l lăsăm pe Călin să vorbească. Vreau doar să-mi spui cum îl susții și ce împărtășești și poate ne auzim mâine cu detalii apropo de problema pe care ai trăit-o și tu exact ca el. Eu am stat destul de mult timp acasă pătușă până în momentul când am văzut că virgulă Călin este atacat. Și atunci am zis că eu nu mai pot să stau pătușă, mai ales părinți. Așa cum știți voi. Eu lupt contra violenței domestice, care o fie ea, și mai ales contra violenței unui copil neajutorat. Iar cu durerea unui suflet, eu nu discut, eu accept durerea. Și pot accepta durerea lui Călin, mai ales că am trecut și eu această experiență. O să vreau poate să vorbim mâine și să detaliem experiența ta. Doar un minut aș vrea să-i transmiți un mesaj lui Călin și celor care ne ascultă. Eu te-aș ruga, dacă pot, ai la tine, dacă ai la îndemână, primul mesaj, prima postare a mea în legătură cu Călin. Ăsta este mesajul meu public. Da, ok. Îți mulțumim foarte mult. Este un mesaj pe care nu o să apucăm să-l citim acum. Important este însă că tu și ca atâția alții, iată că sunt oameni care au trăit o dramă asemănătoare, care au înțeles și care sunt alături de Călin de ziua lui. Iată, sunt se deschide cutia Pandorei. Foarte mulți copii
bătuți de părinți, abuzați emoțional. Eu știu părinți care, ca și părinții lui Călin, niciodată, au spus foarte simplu, niciodată n-am să trec peste ceea ce am spus. E păcat să se întâmple asta. Și preferă să nu mai răspundă nimic sau să nu mai existe sau să acuze sau să atace, de fapt, decât vina. Să spună, păi da, oare eu am o parte de vină? Exact peste aceste metehne și dogme străvechi trebuie oamenii de la noi din țară să treacă, cumva. Mulțumim, Israel. Sunt articole care vorbesc despre lucrurile astea, sunt emisiuni care vorbesc, nu, atât despre violența domestică, cât și despre cramponarea în niște principii care astăzi efectiv nu își mai au rostul. Da, dar știi că e greu totuși să schimbi mentalitatea unei persoane mai în vârstă. Da, dar perpetuezi astfel, perpetuezi peste generații. Nu, din generație în generație exact, se schimbă. Deci generația ta schimbă niște lucruri, generația copilului tău schimbă alte lucruri și dar, tot așa. Dar ce te faci că... Sunt cele mai multe exemple care spun, domne, eu am asta am trăit, asta știu, asta duc mai departe. Eu pe copilul meu nu l-am bătut niciodată și cântă la trei instrumente la vârsta de 9 ani, cântă cu noi pe scenă, are 200 de piese în repertoriu, 200 la 9 ani, le-am filmate pe toate, deci nu vă hai să facem ceva. Două minute...